Festivalul Internațional Primăvara Poeziei, la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Galápagos. Los cetáceos se suicidan en las islas. Nadie puede apartarlos de la muerte. Pescadores que se hacen a la mar intentan volverlas a las aguas, pero las ballenas sordas de candor renuncian al azul, al trueno de las olas. Yo no sé qué canto de sirenas entona en Galápagos, la boca del abismo. Yo solo sé que finos de mudez se lanzan a la costa los cetáceos. Pareciera que buscan en las conchas ese modo de dormir profundamente que en el lecho marino es imposible. ¿Será que ansían eternizarse al sol, tomar el soplo de los pájaros que vuelan en el ámbito del trópico? No sé si buscan el sueño esas bestias dóciles. Yo solo sé que renuncian a la clara redondez de un mundo de hipocampos y sargazos, que la luz les ve implacable y que la muerte sabe algas y gritos marineros, que tratan de sacarlas a bordo, pero la muerte elegida es dulce y triste, y se escucha lejos el viento entre los árboles, y todo queda quieto en las arenas, como si no tronchara el horizonte esa mole tierna y sin estruendo que regresa a quebrar la línea azul con su muerte callada, acusadora. Abuziv. Am să mă ghemuiesc într-un colț al inimii tale. Nici măcar nu-ți cer o inimă doar pentru mine. Vreau doar un loc de unde să-ți monitorizez sistolele, extrasistolele. Să nu te miri dacă din când în când vei simți o durere în piept. Probabil că atunci îmi voi muta biroul în camera vecină. Voi amenaja un birou de primiri urgențe pentru cazurile disperate de iubire. Vezi? Eu nici măcar nu am nevoie de toată inima ta. Will your mouth kiss carnations? We know that nothing is given and everything is received. And with empty hands, everything is given. So everything is an answer, everything unanswered. So empty hands holding from then, for now, for then. Bitter lemons yellow, watered with dew. A weight of quinces through rooms and chambers. An oozing of plums with the lancings of wasps. Oh, the embracing of redness from vines and from vine house. Tearful pears along cheek and chin, a lapsang of camellia tea with waves of the firth, and poems and more apple, each more apple than before, in blue air impersonating mountain shimmering, and the rose rose hips and mouths kissing, and from then, for now, for then, when you kiss, and know that all is received and everything is ludic. 8 óra 36. Fontos megbeszélés, nincsenek már érvek. Ami kimehetett, ki is ment belőlünk. Itt maradtunk, exleprásan, rossz szélén a csendbőgésnek. Minden új messiás a képedbe ült. Az a régi egy, mögötted áll, hallgat. A tömeg elvegyül. Amintiri. Ce univers abstract, cu dealuri cucerite, de amintirile copilăriei și cu ai săi eroi năzdrăvani, alergând printre urzicile vremii, care nici măcar nu înțepau, doar ne transmiteau scărpinatul perpetu în băncile scorojite ale școlii, pe care toți ne doream unsă cu slănină și mâncată de câini. Aleile din curtea copilăriei, întinse de la un capăt la celălalt al curții, copleșite de greutatea hainelor întinse în miezul gerului de anuarie spre dezinfectare. Cum ne mai ciopleam nasul, alergând printre tureci gacilor înghețați bognă, sau
printre mânecile chemeșilor care tot mai miroseau a solda de 2 lei și a leșia murdară de cenușă în care stăteau la macerat. Doamne, ce frumos era! Indienii se încrucișau în lupte zilnice cu cowboy pe ograda din spatele casei și seara, în filmările terminate, se numărau rănile săgeților pe bune folosite ca arsenal de război al belgeranților. Eram mulți, horde matinale care notam prin troienile de zăpadă spre instituția care ne învăța abecedarul, fără să ne gândim atunci cât de bătâni vom ajunge într-o zi. Unii. Alții au plecat și ne mai salută din când în când, din eternitatea noastră a tuturor. Ce actorie ieftină, ce roluri de rahat, ce tragedie, dar cât mister! Filip Tamás, megtörténik. Vitorlák duzzadó szélben. Még egy helyben áll a postahajó. Várunk, mint gyűrött ing a vasalásra, mondataink oly lassan közelednek. Valahol itt lakunk mi is, de most nem vagyunk otthon. Valaki szent lesz, valaki boldog. Talán nem is akarjuk, de a tekintetünk és a tudatunk meglobogtatja a valóság fájt lát a látszatok felett. És megtörténik, ami eddig elmaradt. Fényé válnak a kövek, esővé az útak. Alte mâini cerșeau vechi a sfințitului, cu gesturi care nu mai arată nimic, prinși între firele acelor cețuri, între proapele de humă, prinși între două tăceri pronunțate până la delir. Treceam aproape uitați prin zăgalurile de fum, prin acele zvonuri care ne proiectează în timpuri paralele, unde vetele se scad și morțile se adună. Vom aștepta aici până vor încremeni toate clipele. Voci stinse vor săpa la rădăcina nopților prăbușite în somn. Vom cerși la întretăierea vechilor a Sfintitului. Ne vom acoperi cu cerul călut ca o grindină peste absențele noastre. Ne vom acoperi până la os cu câteva rase de întuneric și mai citesc ultimul poem. Poemul fără început și fără sfârșit. Un sunet stins cu trăieră ruinele timpului. Zbaterea unui asimțit care nu va mai răsări nicăieri. Plânsul vegetal așteptat la primea cotitură a înghețului, izgonit între două bătăi de ploape. Privirile care zboară în cerul încă nescrise. Picătura unui gol se cuibărea ca un verme în piept. Totul muntul acela ne zidea în alte încercări neștiute, în trupuri de întuneric pe care nu le va mai purta nimeni. În trupuri în care clipele s-au împotmolit. Vine o vreme ca și cum deja a venit. Vine un cuvânt care nu mai poate fi rostit în nicio tăcere. Vine, tot vine, ca o rătare, poemul fără sfârșit. Fără început și fără sfârșit. Vă mulțumesc! Ukrajna. Nem foglalkoztatja, mi történik a világban, de az oroszok megtámadták Ukrajnát, és ez szorongással tölti el. Most. Algati és magában vagdalkozik. Mérzőköveket látott álmában, sokat írt, olvasott az álomról mostanában. Meghalni, elszúnyadni és alunni. Próbál nem álmodni. Anyám, az álmok kurvák, mondogatja. Kurvák, mondogatja az anyám, az álmok. Megpróbál aludni, megpróbál csak elszunnyadni. Meghalni nem szokott délután az ember, erről olvasott. Álmában vérző kövekre ír, és vagdalkozik. Magában hallgat, szorongással tölti el minden. Az oroszok megtámadták Ukrajnát, történik a világ, nem foglalkoztatja, kuporog, szorong. Ion Arcaș. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. 6 din osândă pentru muritori
iar a șaptea pentru sine tăgadă. Păsânda lui Dumnezeu a început cu ziua întâi și cea mai mare, pe care a lepădat-o la coasta timpului, ca pe cercul cel mai larg. Apoi le-a aruncat pe celelalte cinci în cercuri tot mai mici. Iar la a șaptea, compasul timpului era stricat. Și atunci el a făcut o punct cu propria lui mână, pe care s-a așezat să se odihnească în ziua Domnului, uitând de muritori. Scrisori către Izolda, 50. Trece în van încă un an fără tine. Ești tot mai departe în noaptea mioapă. Eu doar exist în țara nimănui. Cineva mătură norii din ricole celeste. Plouă cu lacrimi peste munții dorului, undeva în Harghita Dragostean. Kim bilir belki de evimizi öldüren mevsilerde silah çekerken sen, bir çocukluk kederinde uyuşurdum, ölümler geçerdi iç çekişimden, ta o zamandan bilirdim bir gün ruhumu çalacağını. Ben merdiven aralıklarına kaçıp aile cinayetleri için ağlarken, geleceğe dair düşler fısıldardı içime doğan ışık. Üç melek zuhur etti. Biri kızıl bir lale getirdi. İkincisi senden bir buse. Üçüncüsünün boştu elleri. Sıkılarak baktı yüzüme. Sonra şehitlerin hortlakları kanlı giysileriyle koştu ardımdan. Tarih öğretmenim cennet kapısında yalan okudu. Öyle çok, öyle çok bekledim ki seni ıssız Babil kulelerinde. Çıkar asker giysilerini ve yanıma gel. Ölmüşlerin ruhundan üç çocuk ver bana. Biri acıları unuttursun. Diğeri toprağı avutsun. Üçüncüsü şehri dolaşsın geceleri. Ağlayan annelerin elini tutsun.